Salutări, sunt pe Bulgari Island, iar aici avem 6 hoteluri, 6 hoteluri Bulgari. Astăzi e o zi înnourată, nu este de plajă. În această zonă sunt 6 hoteluri, după cum spuneam, și rezidențe, vile în spatele hotelurilor. Este o plajă, există o plajă aici. Sunt multe nume mari, foarte mulți bogați, ale căror nume nu le cunoaștem, dar sunt foarte mulți fotbaliști și cântăreți care au apartamente aici. De curând a fost Cristiano Ronaldo, Pogba, chiar și Rihanna are apartament aici, propriul apartament. Da, sunt multe celebrități care dețin proprietăți aici. Este o zonă foarte frumoasă, foarte curată, facilități extraordinare. Personal vin și antrenez câteva persoane aici, fac antrenament privat cu ele pe fitness și autoapărare. Este întotdeauna o plăcere să vin și să antrenez acești oameni, iar după aceea să mă plimb și să mă relaxez în zona aceasta. După cum vedeți, bărcile, ca să le zic așa, arată într-un mare fel. Sunt proprietățile celor care au apartamente și vile în zona aceasta rezidențială, unde nu poate intra oricine. Trebuie în prealabil să anunți. Există security la intrare. Mă uitam în apă pentru că am văzut pe Google acum câțiva ani a fost filmat un rechin în zonă. De obicei nu sunt rechini în zona aceasta. Nu știu, fi fost ușor amețit și na, s-a pierdut și a venit și el în zona asta. Nu l-a întrebat nimeni de vorbă și hai să viziteze și el. E o priveliște foarte frumoasă. Liniște. În general vin foarte multe celebrități, cum spuneam, care au nevoie de liniște, nu vor să sară paparații și lumea pe ei pentru a face poze. Și eu mi-aș fi dorit o poză, de exemplu, cu Pogba. Chiar și cu Cristiano Ronaldo, pe care nu-l simpatizez foarte mult, deși apreciez foarte, foarte mult felul în care muncește și rezultatele lui pe teren. Da, deci aș fi vrut o poză cu el, dar sunt anumite situații în care nu poți deranja asemenea nume mari. Aici chiar ar fi o țărănie să mă duc și să întreb, nu știu dacă aș ajunge până la el în primul rând, ar fi o țărănie să-l întreb dacă e de acord să fac o poză ca el. Mă refer la Cristian. Acum este o terasă unde la ora actuală și foarte mulți muncitori, totul este foarte bine acolo, la pom, foarte curat. Astăzi e un pic vânt, scuze pentru sonor, încă n-am ajuns să-mi cumpăr nu știu ce microfoane și fac la modul amator. Sunt un amator. Chiar și în domeniul acesta sunt un amator. Și soarele
Nu știu să vă dau prețuri, o să mă interesez cât costă să închiriez un apartament aici. Dar știu sigur că la piscina care se află undeva în spatele hotelurilor, undeva în jur de 600 de dirham intrarea. 600 de dirham însemnând cam 600 de ron, să zicem. Văd și niște peștișori. Apa nu este chiar curată, pentru că vă dați seama la câte iahturi sunt aici. Mai sunt scurgeri de ulei. Văd niște memofish drăguți. Foarte liniștită zona. Diverse embarcațiuni. Cer scuze pentru calitatea sunetului. Vorbesc că face plăcere să vedeți aceste imagini, mai ales că sunt mulți care vin și fac vloguri în Dubai, dar nu au acces peste tot. Eu dacă nu eram antrenor personal, nu aveam cum să ajung aici. Mulți nici nu știu de această insulă care este creată, bineînțeles, artificial. Și care, după cum am zis, e creată pentru celebritățile care au nevoie de liniște. Persoane care nu au nevoie de stres, nu au nevoie să, nu vor să fie deranjate. Sala unde antrenez, deci fiecare clădire este în sine un hotel cu apartamente care se închiriază, dar multe sunt deja proprietăți personale ale unor bogătani. Sala este superbă, nu foarte mare. Fiecare hotel pe care îl vedeți, sunt 6 hoteluri, fiecare are sala proprie și are fiecare sală are facilități extraordinare. Mereu, după cum v-am spus, mereu îmi face plăcere să antrenez clienții care apelează la serviciile mele aici. O să vă arăt și câteva poze din sală. Pe clienți nu am cum să-i filmez, pentru că i-aș deranja prea mult. Nu sunt persoane care vor să apară în poze sau filmări, cu siguranță, deci n-are rost să întreb. Am să vă arăt scurt cam ce facilități sunt la această plajă, care nu este foarte mare. Asta este o plajă privată, după cum v-am spus. În jur de 150 de euro este intrarea. Doar să veniți să stați câteva ore în zonă. După cum vedeți, e înnourat astăzi. Nimeni nu este la plajă. Căsuțe. Relax, liniște. Nimeni din afară nu are voie să intre fără o rezervare în prealabil. N-am ce să vă arăt prea mult, pentru că sigur va veni cineva să mă întrebe de sănătate, ce caut pe aici și dacă am invitație, dacă și ce doresc să fac.
fapt, nici nu știu dacă am voie să filmez, da? Sunt român. Mă descurc. Fac asta pentru a vă arăta și alte zone care sunt mai puțin accesibile în Dubai. Oricum ce au putut să facă oamenii ăștia într-un deșert este absolut incredibil. Într-un timp atât de scurt, adică ei n-au decât vreo 40 de ani de când au început să clădească tot ceea ce este în Dubai. Toți acești palmieri, tot ce vedeți tu, vedeți voi verde aici, este sădit, este plantat. Uitați, puteți vedea aici, da? Și este sădat timpul la care apa trebuie să ude vegetația. Asta este o vilă, una foarte mică, în cadrul acestui rezidențial. Foarte, foarte frumos. Eu vreau să mă gândesc cât au costat acești copaci. Și cât muncesc acești oameni, există o armată de oameni care îngrijesc această zonă. Piscina. Aceasta este plaja filmată din hotel. Designul hotelurilor este impresionant. Totul bine pus la punct. Jur că este o machetă. Și da, Bulgaria Island nu e la mare depărtare de Burj Khalifa. După cum vedeți, cerul nu este foarte senin. Este ceva nisip în aer, umiditate ridicată.